Ați auzit de dovlecelul șarpe? Să știți că există o asemenea legumă și, din câte am aflat, nu este interesantă doar pentru denumirea ei, ci și este extrem de bună, benefică pentru organismul nostru. Iar pentru fermieri poate deveni alegerea perfectă în ceea ce privește diversificarea paletei de legume cu care se prezintă în fața cumpărătorilor. Mai multe detalii aflăm de la prietenul nostru, domnul Costel Vânător. Suntem lângă o plantă specială, mai puțin întâlnită pe rafturile sau tarabele de la noi din țară, dovlecelul șarpe. Da, dovlecelul șarpe, denumirea populară, denumirea științifică Triosantes cucumerina, sau, sigur, se mai spune dovlecelul tomată în Africa, pentru că atunci când ajunge la maturitate se înroșește și acolo este preparat asemenea tomatelor. Practic se face bulion, se face suc, pentru că el conține licopen, caroten, aproape tot ceea ce întâlnim în fructul de tomată găsim și în fructul de Triosantes cucumerina când ajunge la maturitate. Însă, sigur, el este mult apreciat ca fruct tânăr, folosit ca și dovlecelul nostru clasic, cu precizarea că este mult mai gustos, cu un parfum, cu o aromă specifică și potențial mare de producție, deci și cu beneficii chiar medicinale. Are o aromă plăcută, păcat că nu poate fi filmată și înregistrată, miroase a pâine caldă. Deci și forma, așa cum vedeți, interesantă, diferă de la un fruct la altul. Asta vreau să spun, nu e unul la fel cu celălalt. Da, nu putem standardiza, dar majoritatea la partea de jos arată ca o codiță de șarpe. De aceea și denumirea populară dovleacul șarpe. A nu se confunda cu dovlecelul chinezesc, cel lung, care se taie din el, se cicatrizează și crește. Nu, vorbim de o specie diferită. Acela este cu totul altceva față de acest fruct. Fructul e mult mai subțire și mai lung și acesta ajunge până la 2 metri și ceva lungime. El ar trebui consumat așa, când este încă verde. Da, când este verde și încă, sigur, cam până pe la dimensiunea aceasta, când el ajunge la 50-60 de centimetri, de acolo începe să se maturizeze, creează, sigur, un gol în interiorul lui și nu mai este atât de plăcut pentru a fi folosit în preparatele culinare. De aceea, anume îl folosim? În ciorbe? În ciorbe, atare, practic, poate și în salate? La fel ca și salate, la fel ca și dovlecelul, decât că poate fi folosit și rondele separat, prăjit, duce cu gândul chiar și la ciuperci. Deci, sigur, bucătarii, cei care știu, pot crea adevărate specialități culinare din această plantă. Și ceea ce este interesant pentru noi, că poate fi cultivat cu succes în spații protejate și în câmp, se descurcă mult mai bine în spații protejate, nu poate fi cultivat în sistem ecologic, deci fără tratamente chimice de sinteză, rezistă foarte bine, potențial mare de producție. Ce înseamnă chiar acest lucru? Păi, el, sigur, putem obține pe o plantă undeva la peste 20 de fructe pe plantă. Aha. Dacă le recoltăm cam o jumătate, între 250 și 500 de grame fructul, greutatea fructului. Deci, iată un potențial mare de producție, dar vreau să mai spun că el prezintă flori extraordinar de interesante. Practic, acestea sunt florile lui, care acum sunt aproape închise, însă seara, dimineața sunt deschise și degajă un parfum deosebit de plăcut. Putem spune că rivalizează cu cele mai fine, cele mai rafinate și mai scumpe parfumuri care se vând în industria aceasta, pe piața parfumurilor. Însă ziua își pierde parfumul, se închide, floarea se închide și, așa cum spunea cineva, nici cele mai debace mâini nu ar putea să croșeteze acest filigran frumos pe care îl prezintă floarea de Triosantes cucumerina. Este greu de înființat o astfel de cultură? Poate fi cultivat în sistem ecologic. Practic, ne putem gândi la cultura de castraveți, la cultura de dovlecei, deci practic cam tot ce corespunde tehnologia de cultură se poate înființa prin răsat sau chiar prin semănat direct, cu precizarea că planta se dezvoltă foarte mult și că se recomandă palisat culturii, adică să o legăm, să o susținem, așa cum o vedem în seară. Deși seara aceasta nu este potrivită pentru cultura, pentru acest gen de cultură, pentru că e o seară joasă. Ea a fost concepută pentru producere de răsaduri. Dar, sigur, ca să folosim spațiu în timpul verii, încercăm să menținem și noi aceste specii în viață și, sigur, să producem ceva semințe.
Iar în ceea ce privește răsadurile, în primăvară puneți la dispoziție și din această specie? Da, am avut și în primăvară și acum o să avem în continuare răsaduri și semințe am oferit promoțional pentru că acum urmează în toamnă sau în iarnă să vedem cât va fi comisia la minister, să va întruni comisia de omologare și vom omologa acest soi. Va fi primul soi românesc la această specie și credem noi că chiar și o premieră europeană de Trihosantes cucumerina. Vom vedea ce noi l-am propus sub denumirea de Felix, însă vom vedea ce va spune comisia, dacă va accepta această denumire sau sigur va primi alt nume. Important e că s-a stabilizat soiul, a fost aclimatizat în România, s-a parcurs toate etapele, în primul rând de aclimatizare, un lucru nu simplu, ci de lungă durată, pe urmă s-a ameliorat, practic vorbind de un soi cu elemente de distinție clare și sigur soiul se stabiliza genetic, uniform și se transmite bine în descendentă, deci caracteristicile se păstrează din generație în generație și am elaborat și tehnologia specifică de cultură. Înființarea culturii în spații protejate reci, așa cum sunt majoritatea în România, adică care seare solare neîncălzite, e bine să răzeze în jurul datei de 1 aprilie, în câmp în jurul datei de 1 mai, iar sigur în seri și solare încălzite putem să o facem când dorim noi. De regulă se undeva pe la februarie, deci în a doua decada lunii februarie. Sigur, distanțele de plantare în câmp, undeva la 1,20 m între rânduri și 50 de centimetri între plante pe rând. Aici noi avem 2,40 m între rânduri și 80 de centimetri între plante pe rând. Sigur, în sere și în solare, în spații protejate, plantele se dezvoltă mult mai mult decât în câmp. Iar întreținerea culturii ce presupune? Întreținerea culturii se face cu multă ușurință. Practic, ne regândim la prașile mecanice și prașile manuale mai aici, deși în spații protejate nu prea avem bruieni, deci numai pentru afânarea solului. Cel mai important lucru, aprovizionarea cu apă. Este o plantă, fiind din familia Cucurbitaceae, este o plantă iubitoare de apă. Și aici trebuie să avem grijă, mai ales în prima perioadă de vegetație, până când ea reușește, iată, să-și facă acest tunel, până când reușește să-ți conserve apa în sol. Dacă am intrat în interiorul acestui tunel, vedem că temperatura e cu 4-5 grade mai scăzută față de aici pe culoar. Deci, practic, reușește să-ți conserve într-un fel apa în sol prin autoumbrire, prin sigur și conservă la nivelul sistemului radicular, are grijă ca să-și rețină apa în sol. Sigur, alte lucrări de dirijare, aici s-a făcut și o mică greșeală. Datorită forței de muncă, nu am avut suficientă forță de muncă, ar fi trebuit ca pe mijloc să nu lăsăm plantele să se împreuneze, să rămână totuși o zonă unde, pe unde se pătrunde lumina mai bine, ca plantele să vegeteze mai bine. Practic, dirijarea plantei, ruperea lăstarilor ca să nu lăsăm să se împreuneze plantele și, bineînțeles, atenție, palisatul să fie făcut cu multă grijă, acolo jos unde se leagă să fie cu ochi larg, pentru că sunt foarte mulți care nu iau în calcul că plantele se dezvoltă, cresc, fie că vorbim de tomată, fie că vorbim de castraveți, fie că vorbim de vinete, deci plantele trebuie, acolo trebuie să avem un ochi larg unde legăm planta, ca să luăm în calcul că aceasta se dezvolte normal, să nu cumva să se stranguleze, nu cumva să se sugrume ața să intre în tulpina plantei. Deci acolo trebuie să fim atenți, să legăm cu grijă cu ochi larg, să împletim foarte bine să, în formă de mer planta să o dirijăm și sigur după aceea să avem grijă apă la timp, să fie curată de boli, afânată prin prașile, pentru că plantele la nivelul sistemului radicular au nevoie, noi prășim plantele în special din două motive. Pe de o parte să combatem bruienele, dar pe de altă parte să afânăm solul, pentru că la nivelul sistemului radicular plantele au nevoie de mai mult oxigen decât în partea aeriană. Deși cunoaștem că plantele absorb dioxidul de carbon și produc oxigen, la nivelul sistemului radicular au nevoie de ceva mai mult oxigen. Și atunci, sigur, afânând solul, reușim ca să ajutăm plantele să fie aerate, să-și primească oxigenul necesar de dezvoltare al plantei și al sistemului radicular. Apar boli dăunători în această cultură?
Sigur, boli nu avem, dăunători sunt dăunători, dar care nu au, până acum nu am avut probleme grave, adică ca această cultură să fie afectată, să ajungem în stadiu de compromis sau, știu eu, cu pierderi foarte mari. În spații protejate avem dăunători specifici legumelor, deci practic vorbim de paianjen, paianjenul comun care găsim prezent pe toate plantele, în special toate plantele legumicole, tripsul și el își face apariția, sigur, musculița albă, dar cel mai periculos dăunător este acest paianjen, paianjenul comun, roșu comun, care se instalează pentru că frunza este poroasă și aici, pe dosul frunzei, și pe, îți găsește loc de dezvoltare foarte bine acest dăunător. Și, sigur, sunt substanțe de combatere, dar, în general, el face față. Face față și, de aceea, spunem noi că putem să-l cultivăm și în sistem ecologic. Deci, putem vorbi... Deci există variantă de combatere, da, a dăunătorilor, da, există, însă variantă se poate cultiva și ecologic. Și, da, fără tratament, el face față. Această frunză, cât de cât la vremea aceasta, este sănătoasă, deci s-a păstrat foarte, foarte bine și datorită unor substanțe pe care le găsim în plantă, așa, când atingem planta și o pipăim, chiar descoperim un miros înțepător, așa, ne gândim la medicamente, la vitamine. Probabil că aceste substanțe sunt de repelență, cei care țin cât de cât dăunătorii la distanță. Deci da, nu sunt vulnerabile, nu ne creează probleme în ceea ce, până acum, în ce privește, sigur, starea de sănătate. Iar primele fructe recoltate, în ce perioadă? Sigur, depinde când înființăm cultura. Dacă înființăm cultura, în cazul nostru, aici, la 1 aprilie, undeva în prima decada lui iunie încep să apară primele fructe. Deci durează puțin, se mișcă puțin mai greu față de castraveții noștri, care la 60 de zile după plantată începem să recoltăm din plin, ci aici, sigur, puțin mai mult. Dar după ce aceștia încep să producă, sigur, au capacitate mare de producție și, v-am spus, aici s-au urcat chiar și pe ser, au găsit orificii pe unde au ieșit și avem pe acolo foarte multe fructe. Foarte multe fructe. Deci el, dacă are spațiu unde să se dezvolte, produce foarte mult. Noi vă mulțumim pentru detalii și iată, le sugerăm celor care vor să înființeze în primăvara următoare o nouă cultură să încerce și acest dovecel șarpe. Le dorim succes și noi le stăm la dispoziție, le oferim atât resursă genetică autentică, cât și informații necesare pentru a dezvolta această cultură, pentru a realiza o cultură profitabilă.